Ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna septembrie. Este o ședință cu 16 puncte, puncte destul de importante. Ședința se ține și în format fizic și în format online. Avem o parte din colegi în online, dar suntem în format complet, da? Prezență completă. Domnul președinte, vă rog. Bună ziua, vă zic și eu. Vă rog, bine ați venit la ședință. În conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1 și articolul 134 alineatul 1 litera din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primare în orașului Dărmăneț, județul Bacău, numărul 489 din 24/9/2021, vă invităm la ședința ordinară din data de 30/9/2021. Ați citit ordinea de zi. Supune la vot aprobarea proiectului ordine de zi a ședinței ordinare din 30/9/2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. În unanimitate. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31/8/2021. Cine este pentru? În unanimitate. 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 24/9/2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Și colegii sunt. Colegi? Sunt pentru. Și colegii din online. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Dărmăneț, județul Bacău, pe anul 2021, inițiator domnul primar. Dăm cuvântul. Da. Câteva precizări, după care o să rog pe doamna contabil să răspundă la întrebări, dacă e cazul. Este o rectificare pozitivă. Venim cu suma de 455.000 de lei la partea de venituri. Am redistribuit parte din banii pe care i-am încasat suplimentar pentru proiectele pe care le avem în derulare și ca element de noutate am suplimentat 500.000 de lei la proiectul de ravare a uzului, proiect de extindere a rețelei de iluminat. În rest, o rog pe doamna contabil șef să ne facă câteva precizări și sigur dacă aveți întrebări. După cum spunea domnul primar, la partea de venituri avem o creștere de 455.000 de lei, care se compune din 445.000 de lei, sume repartizate conform ordonanței de urgență numărul 97/2021, astfel, cote defalcate din impozitul pe venit, plus 171.000 de lei. Sumă din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, plus 165.000 de lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, plus 109.000 lei. De la bugetul local avem un plus de 10.000 de lei, astfel, impozit pe venit din transferuri imobile, plus 2.500.000 lei, alte venituri, plus 2.500.000 lei și taxe și tarife pentru eliberare de licențe și autorizații, plus 5.000 lei. Suma de 455.000 de lei se repartizează pe partea de cheltuială astfel. Capitolul 5102, administrație locală, plus 26.000 de lei. Capitolul 5402, PSI, tot pe cheltuieli materiale, plus 45.000 de lei. Capitolul 6102, poliția locală, tot cheltuieli materiale, plus 8.040.000 lei. Învățământ, pe titlul 20, cheltuieli materiale, suma de 20.000 lei. Și pe titlul 70, investiții, plus 5.000 lei. La capitolul 6702, la cultură, titlul 59, susținerea cultelor, plus 80.500.000 lei. Capitolul 6802, asistență socială, titlul 2013, pregătire profesională, plus 3.900.000 lei. Capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică, titlul 70, investiții, plus
411.000 lei. Capitolul 8402, la străzi, titlul 20, reparații, plus 261.000 lei. Tot la capitolul 8402, la străzi, titlul 70, investiții, minus 406.000 lei. Suma de minus 406.000 lei provine din economiile pe care le-am realizat la asfalt, lucrările de întreținere și reparații a câtorva străzi. Tot în minus, pe lista de investiții, avem extindere rețea de gaze naturale pe străzile Brătuleș, Vadului, Viorelilor, Muncii și Calea Trutușului, minus 89.000 lei. Această sumă de minus 406.000, minus 89, a fost repartizată astfel. Plus 500.000 de lei pe proiectul extindere rețea de iluminat în zona Codei Izvorul Alb, achiziție centrală termică școala numărul 3, plus 5.000 lei și diferențe mici pe plus 4.000 lei pe lucrări de întreținere trotuare strada energiei și plus 1.000 de lei lucrări de reparații rigole și podețe de acces proprietăți strada energiei partea dreaptă. 4.000 de lei plus 1.000 de lei sunt pentru dirigintele de șantier care a asistat aceste lucrări. Vreau să completez ce a spus doamna contabil șef cu câteva precizări. Vedeți că mare parte din sumele pe care noi le reașezăm, le rectificăm, sunt pentru dezvoltarea comunității, mai puțin pentru partea de cheltuieli de, eu știu, funcționare, ținând cumva trendul început cu ceva timp în urmă de a investi în comunitate. Am reușit prin acele licitații publice pe care le-am făcut, să economisim o sumă importantă de bani la un pachet de străzi pe care l-am asfaltat în acest an, 406.000 de lei. Iată că suma care a rezultat din economiile făcute din licitații și ce am făcut noi acolo, o redistribuim pentru a continua investițiile și spuneam că 500.000 de lei sumă alocată suplimentar pentru proiectul de la Valea Uzului de extinderea rețelei de iluminat public. În acest an, noi la proiectul de la Valea Uzului am avut 1.000.000 de lei alocații, am și plătit integral și în discuțiile avute cu constructorul și cu partenerul Delgaz am hotărât împreună să suplimentăm această sumă cu încă 1.000.000 de lei, 500.000 noi și 500.000 Delgazul, în așa fel încât constructorul să nu, eu știu, oprească, pentru că vedeți că fiecare zi de întârziere înseamnă prețuri mai mari, costuri mai mari și toate sunt în defavoarea noastră. Dacă aveți ceva întrebări legate de această propunere de rectificare, vă rog. Dacă nu sunt întrebări. Sunt avizele pe comisii, la toate cele trei comisii sunt avize favorabile. Supuneți la vot. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului de Râmănești pe anul 2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Colegi, în online, ce e pentru? Pentru. Deci cu unanimitate. În unanimitate. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților autorității administrative publice locale în Consiliile de Administrație ale Unității de Învățământ Preuniversitar Teraza orașului de Rămâne, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Da, având în vedere prevederile articolului 96, am avut directorii de școli adrese transmise prin care ni se solicită ca să aprobăm în prima ședință de Consiliu Local membrii care, din Consiliul Local, care vor face parte din Consiliile de Administrație. Și pe comisii am stabilit ca la cele patru școli cu personalitate de pe raza orașului Dărmănești să nominalizăm colegi din Consiliul Local. La Liceul Tehnologic avem trei membri în Consiliul de Administrație, Școala Gimnazială Flocul
2, școala gimnazială numărul 2, la fel 2 membri și la școala gimnazială numărul 3, 2 membri. O să-l rog pe domnul președinte, dacă are, sau domnul Cosmin, domnul viceprimar, să nominalizeze și membrii propuși în comisiile de specialitate, așa cum am stabilit noi, după care vă propun pe fiecare școală în parte să supuneți la vot. Da, o să fac nominalizările în Consiliul de Administrație la Liceul Tehnologic Dărmănești. Din comisie am supus să facă parte domnul profesor Buzatu Mihai, doamna Mocondureanu Florentina Ioana și domnul Debrețini. La școala gimnazială să supuneți la supun vot. La vot direct, supuneți, e bine să supuneți la vot pe fiecare școală, dar supuneți la vot membrii în Consiliul de la Liceul Tehnologic. Cine este pentru? Împotriva. Se abțin cei din comisie și domnul director. Da? Abținere. Doamna Doniela Cengheci, domnul Tiberiu Carlos Debrețin, domnul Buzatu Mihai și doamna Mocondoreanu Ioan. Deci, în total? 4 opțiuni. 4 Alege cine-i pe listă, nu știu dacă e conflict de interese, pentru că nu aveți nicio treabă. Da, mergem la școala gimnazială Plopu. La școala gimnazială Plopu Dărmănești, în Consiliul de Administrație, am făcut să facă parte doamna Nicotim Elena și doamna Pop Iuliana. Supuneți la vot. Cine este pentru? Eu vă trebuie La școala gimnazială numărul 2 Dărmănești, în Consiliul de Administrație, doamna Stoica Adriana și domnul Potfas Vasile. Cine este pentru? La școala gimnazială numărul 3 Dărmănești, cu abținere doamna Cenghe. La școala gimnazială numărul 3 Dărmănești, din Consiliul de Administrație, am propus să facă parte domnul Milea Fănel și domnul Chiper Gheorghe. Cine este pentru? Mulțumim. Mergem mai departe. Proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local al orașului Dărmănești pentru asigurarea transportului preșcolarilor și elevilor din cartierul Brătulești, care frecventează cursul școlii gimnaziale numărul 2 Dărmănești, grădinița cu program normal numărul 2, precum și al Liceului Tehnologic Dărmănești. Inițiator domnul primar. Această idee a pornit cu mai mulți ani în urmă de a asigura susținere financiară de la bugetul local pentru transportul elevilor din cartierul Brătulești către cele trei unități de învățământ, Liceul Tehnologic, Școala 2 și grădinița cu program normal numărul 2. Sunt 109 elevi care beneficiază de acest transport gratuit, transport care este decontat de către Consiliul Local. Știți că în fiecare an am pus la dispoziție resursele financiare pentru a transporta elevii de acasă spre unitățile de învățământ și retur. Și în acest an propunem acest proiect de hotărâre în așa fel încât pe ruta Brătulești, Centru Dărmănești, Brătulești, școala 2 și Brătulești, grădinița cu program prelungit, cu program normal, să avem de cont în așa fel încât copiii să poată veni la școală și, sigur, de la școală spre casă. Am stabilit noi și eliberarea legitimațiilor de transport, cum trebuie să făcute. Am spus și cum se decontează aceste legitimații de transport, care este rolul directorilor unităților de învățământ. Am mai spus că nu se decontează contravaloarea legitimației de călătorie pentru zilele în care elevii înregistrează absențe nemotivate și vrem aici să scoatem, eu știu, în evidență faptul că suntem interesați de creșterea nivelului de învățământ și nu încurajăm și nu decontăm absențe nemotivate. Este un proiect care a avut și anul trecut
eu zic, un impact foarte pozitiv asupra celor 109 elevi care vin la unitățile de învățământ menționate și ne propunem să-l continuăm. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local al orașului Dărmănești pentru asigurarea transportului preșcolarilor și elevilor din cartier Brăcurești, care frecventează cursurile școlii gimnaziale numărul 2 Dărmănești, grădinița cu program numărul 2, precum și al liceului tehnologic. Cine este pentru? Împotrivă? Și abțineri. În unanimitate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea traseilor microbuzelor școlare pentru transportul elevilor de pe raza administrativ-teritorială la orașul Dărmănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Afară de transportul pe care noi îl asigurăm elevilor din cartierul Brătulești, mai avem două microbuze. Unul e proprietate al primăriei, al UAT Oraș Dărmănești, și unul al Liceului Tehnologic, care asigură transportul elevilor de la celelalte școli și în fiecare an trebuie, prin hotărârea Consiliului Local, să aprobăm traseele celor două mijloace de transport. Sigur că nu există modificări față de traseul din anul 2020-2021, din anul școlar, și atât microbuzul care aparține UAT Oraș Dărmănești, cât și microbuzul Liceului Tehnologic au aceste trasee bine stabilite în corelare cu directorii școlilor beneficiare și astăzi vin și propun acest proiect de hotărâre în așa fel încât să respectăm cerințele legale și la verificarea curții de conturi acestor de conturi pentru motorină și ce mai avem noi acolo, să nu avem probleme. Dacă aveți întrebări, Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea traseelor microbuzelor școlare pentru transportul elevilor pe raza administrativ-teritorială orașului Dărmănești de sub Bacău. Cine este pentru? Împotriva, abține. Cu abținere, doamna. Cei de se abține. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a etichetelor sociale pentru grădinițe. Inițiator, domnul primar. În fiecare an aprobăm, la fel prin hotărâre de Consiliu Local, un regulament privind stimularea participării în învățământul preșcolar copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a etichetelor sociale pentru grădinițe la nivelul orașului Dărmănești. La articolul numărul 1 am propus aprobarea regulamentului privind stimularea participării în învățământul preșcolar și ați avut la mapă acest regulament. Vine să sprijine, așa cum spuneam, elevii de la nivel de grădiniță. În comisii, colega mea de la Biroul de Asistență Socială a venit și a prezentat proiectul. Dacă sunt întrebări, dacă sunt neclarități, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stimularea participări în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a etichetelor sociale pentru grădiniță. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate? Tot aprim. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personal a persoanelor cu handicap grav pentru semestrul întâi al anului 2021. Ți-a trebuit proiectul, domnul primar. Sigur că persoanele cu handicap reprezintă pentru noi o prioritate și pentru a respecta cerințele legale am cerut un raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 din anul 2021. Ați avut acest raport la mapă și
Am văzut acolo că se aduce la cunoștință Consiliului Local activitatea, acest raport de activitate al asistenților personale. Am vorbit cu colegii de la Biroul de Asistență Socială și am propus acest proiect de hotărâre care la articolul 1 prevede însușirea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav. Ne dorim ca, este o informare a tuturor activităților făcute de acești asistenți personali, aveți și o dinamică a evoluției cazurilor grave, cu handicap grav, de pe raza orașului Dărmănești, începând cu ianuarie 2021, atât la partea de asistenți personali, cât și cei care au optat pentru indemnizație. În medie avem în jur de 26 de persoane, asistenți personali la acest moment și 91 de beneficiari de indemnizație. Raportul vine cumva și face lumină vis-a-vis de activitatea celor care sunt angajați la persoanele cu handicap și, sigur, ne asigură că toate acele nevoi pe care le are persoane cu handicap sunt cumva atinse. Mai fac informarea că suntem cu plata drepturilor la zi, 100% din aceste sume au fost decontate la timp, nu trece ziua de 7 ale lunii și facem aceste deconturi. Uneori am avut probleme financiare vis-a-vis de plata acestor drepturi, dar am identificat resurse la nivel de autoritate publică locală, am plătit acele drepturi la timp, așa cum spuneam, n-am avut întârzieri, urmând ca pe parcursul lunilor sau chiar a anului să primim acele sume care, conform legii, se primesc de la bugetul de stat. Nu am avut probleme, nu cred că o să avem probleme nici în acest an și îi asigur pe toți cei care sunt astăzi cu probleme de sănătate că atât eu, cât și Consiliul Local facem toate eforturile ca să le asigurăm un trai mai liniștit. Dacă aveți întrebări... Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind însușirea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 al anului 2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abțin. În unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unor imobile aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești destinate desfășurării unor activități comerciale. Inițiator, domnul primar. Sigur că respectăm legislația privind închirierea unurilor care aparțin domeniului public sau domeniului privat al orașului Dărmănești. Acest proiect de hotărâre aprobă închirierea prin licitație publică a două spații comerciale care sunt în piața centrală a OAT-ului. Două loturi, unul în suprafață de 29,85 metri pătrați, celălalt lot în suprafață de 61,35 metri pătrați. Este procedura prevăzută de lege în asemenea situații. Aprobăm studiul de oportunitate, caiet de sarcini, model de contract și așa mai departe. Sunt spații comerciale care s-au eliberat cu ceva timp în urmă. Avem solicitări din partea altor agenții economice pentru închiriere. Proiectul de hotărâre, așa cum spuneam, vine să parcurgă pașii legali prevăzuți în legislația în vigoare pentru a putea închiria aceste spații și, sigur, să noi, ca și autoritate publică locală, să generăm venituri din aceste închirieri. Dacă aveți întrebări... Dacă nu sunt întrebări, supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a imobile aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești destinate desfășurării unei activități economice și comerciale. Ce este pentru? Împotrivă? Abține. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind preluarea fără plată unui autovehicul de la Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. Inițiator, domnul primar. Da.
Inspectoratul de Poliție Județean Bacău ne-a transmis o adresă prin care ne informează că sunt anumite autoturisme cu un grad avansat de uzură care, în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, care pot fi puse la dispoziție unor UAT-uri. Ne-am manifestat dorința de a intra în posesia unui astfel de autoturism fără a genera și costuri din partea noastră și am primit din partea Inspectoratului Județean de Poliție o adresă prin care ni se comunică că poate fi pus la dispoziția UAT Oraș Dărmănești un autoturism marca Dacia Logan. Ni se dă și seria de șasiu, an de fabricație 2007, care, sigur, va fi folosit în cadrul Serviciului Administrare a Domeniului Public și Privat al orașului Dărmănești, necesar la deplasări, în teren și așa mai departe. După ce va fi aprobat acest proiect de hotărâre, transmitem adresa către Inspectoratul Județean și cred că vom intra în posesia acestui mijloc de transport. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind preluarea fără plată a unui autovehicul de la Inspectoratul Județean de Poliție Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Toată lumea. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării orașului Dărmănești la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, al ZIAR, inițiator, domnul primar. Da, există astăzi o Asociație a Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Am primit o adresă din partea acestei asociații prin care ne invită să aderăm la asociație, ținând cont de, trecutul localității noastre și din punct de vedere al istoriei și al artei. Avem mai multe monumente istorice pe raza orașului Dărmănești, avem foarte multe locuri care cumva, sau locuri în care s-a scris istoria, poate chiar a țării, la Dărmănești și suntem interesați să facem parte din această asociație, mai ales în ideea de a atrage fonduri europene pentru dezvoltarea comunității, pentru dezvoltarea acestor obiective istorice și de artă. Avem mai multe biserici pe raza orașului Dărmănești care sunt monumente istorice. Avem castelul de la Dărmănești, nu suntem noi proprietari, dar castelul familiei Știrbei poate să, și sigur, s-a scris istorie în ultima sută de ani la acest castel. Avem moara lui Hazaparu, care a intrat de ceva timp în proprietatea noastră. Sunt obiective la care noi ne-am propus să, pe care noi ne-am propus să le dezvoltăm și aderarea în Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România cred că vine ca un plus, mai ales că nu este un efort financiar mare. UAT Oraș Dărmănești plătește o cotizație în jur de 700 de lei pe an. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării orașului Dărmănești la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă de România, al ZIAR. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Toată lumea este pe ei. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare dintre orașul Dărmănești, județul Bacău și orașul Vulcănești, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia din Republica Moldova. Domnul inițiator, domnul primar. Da. Am să vă spun că între orașul Dărmănești și orașul Vulcănești din Republica Moldova există un act de înfrățire stabilit cu semnat cu ceva timp în urmă. Suntem prieteni și nu numai cu cei din orașul Vulcănești din Republica Moldova și în baza acestui parteneriat și relației de prietenie între cele două localități, în data de 19.08.2021, o asociație a veteranilor
Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, din raionul Vulcănești, ne-a transmis o adresă prin care ne informează că și-au propus împreună cu UAT Oraș Vulcănești să amenajeze o suprafață în fața Inspectoratului de Poliție, un parc în care să fie sădit și material, eu știu, forestier, braz, molici și așa mai departe. Ținând cont de faptul că la noi, în comunitatea noastră, sunt mai multe pepiniere de astfel de material săditor, ne transmite rugămintea dacă am putea dona acești puieți pentru sădirea lor în fața Inspectoratului de Poliție, în așa fel încât să dezvoltăm și să schimbăm în bine, spun dumnealor, fața orașului Vulcănești. Am avut discuții și telefonice cu colegii din Vulcănești. Am propus prin acest proiect de hotărâre să donăm 2000 de puieți din specia rășinoase pentru plantat, conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre, și contravaloarea celor 2000 de puieți specia rășinoase să fie suportată din bugetul local al orașului Dărmănești. Avem și un model de contract de sponsorizare și cred că cu acești puieți, o parte dintre colegii din Consiliul Local se vor deplasa în perioada imediat următoare în Republica Moldova, în așa fel încât să poată fi și plantați acești puieți. Este o relație de prietenie, îi sprijinim cu ce putem, dincolo de sfaturile pe care încercăm să le dăm atunci când ni le solicită, să venim și cu o componentă materială. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare dintre orașul Dărmănești, județul Bacău, și orașul Vulcănești, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia din Republica Moldova. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții, reabilitare străzi de interes local, strada Stejarului, strada Chimiei parțial, strada Armoniei, Prieteniei, Florilor, strada Nemira parțial și strada Arțarilor, din orașul Dărmănești, județul Bacău, în vederea obținerii finanțării prin Programul Național de Investiții Anghel Salin. Inițiator, domnul primar. Spuneam mai devreme că suntem interesați de dezvoltarea comunității. Iată, venim astăzi cu un nou proiect de hotărâre care vizează modernizarea unui pachet de 7 străzi de pe raza orașului Dărmănești. Săptămâna trecută, în ședință extraordinară, am mai aprobat încă 3 pachete de străzi pe care le-am și încărcat în platforma electronică a Programului Național de Investiții Anghel Salini. Ca o paranteză, vineri a fost prima localitate din România care am încărcat în platforma electronică proiecte care vizează Programul Național Anghel Salini. După ce dumneavoastră veți aproba și acest proiect de hotărâre, cu siguranță colegii mei vor încărca și acest pachet de 7 străzi în platforma electronică și vom vedea după ce vor analiza cei de la Ministerul Dezvoltării care este soarta proiectului. Noi ne-am propus încă de la începutul anului să modernizăm cele 7 străzi. Proiectul tehnic este aproape gata, în condițiile în care acest proiect nu va fi selectat în lista sinteză a Programului Național de Investiții Anghel Salini. Cu siguranță anul viitor vom găsi resursele locale pentru a asfalta și cele 7 străzi. Valoarea proiectului este de 4.654.671 lei. La acest moment nu avem resursă suficientă la nivel de buget local, de așa apelăm la Programul Anghel Salini. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții,
reabilitare străzi de interes local, strada Stejarului, strada Chimiei, strada Armoniei, strada Prieteniei, strada Florilor, strada Nemira, parțial, și strada Țarilor din orașul Dărmăi, județul Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. În totalitate pentru. Ultimul punct. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Inițiator, domnul primar. Sigur că noi avem încă de la începutul mandatului un desfășurător. Am stabilit atunci în ordine alfabetică. În acest, la acest moment, Potas Mihai își încheie președinția mandatul și urmează domnul Cotfas Vasile, care va conduce pe următoarele trei luni ședințele Consiliului Local. Dacă sunteți de acord? Supunem la vot. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelor de ședință viitor. Cine este pentru? În unanimitate. Domnul Cotfas se abține. Domnul Cotfas se... Da. Mulțumim. Mai avem diversele. Cine se... O să vă fac câteva precizări, după care, dacă aveți, vreți să vă scrieți la cuvânt, vreau să vă spun că am încheiat zilele trecute asfaltarea celor două străzi din cartierul Joseni și mă refer aici la strada Buciumului și strada Gării. Suntem cu extinderile de gaze cumva rămas în urmă, dar nu din motive imputabile, nu, ci datorită faptului că foarte greu se emit avizele de la Delgaz. Se lucrează și cred că în perioada următoare se va intra pe primăverii și pe luncii cu rețeaua de gaze. Suntem cu proiectul, așa cum spuneam, de la coada lacului de extindere a rețelei de curent în avans față de graficul de execuție pe care îl aveam și de-am și suplimentat financiar. Am început unul dintre cele mai mari proiecte de investiții la Dărmănești și este vorba de amenajarea râului Trotuș și a afluenților a râului Uz. În acest an sunt alocați peste 10 milioane de lei pentru aceste lucrări și cred că constructorii sunt două asocieri de care lucrează pe raza orașului Dărmănești, își vor atinge acele ținte. Avem la Dărmănești peste 4 km de gabioane betonate și diguri de sprijin. Se lucrează la acest moment în trei puncte și vorbesc de zona triaj. Am venit astăzi de acolo, sunt peste 800 de metri deja realizați. Zona Uz, în spate pe Răchitiș, 300 de metri la fel sunt finalizați și în zona Târgului Săptămânal avem și aici 700 de metri parcă nu, care sunt în fază 90% realizați. Vom începe, deci sunt 826 pe Uz, 700 și ceva erau finalizați, inclusiv pragurile de fund. Vom începe, cred că de săptămâna viitoare, deja constructorul s-a apucat de organizarea de șantier în zona Păgubeni. Este pentru cartierul Păgubeni cea mai mare investiție și cred că este un de bun augur. Amonte de pod Sabău-Mal Stâng și aval pod Sabău-Mal Stâng. Vor fi acolo un kilometru și ceva de gabioane, deci mergem amonte de pod vreo 700 de metri și trecem până mai jos de mult de grădinița de la Păgubeni. Acolo am avut întotdeauna probleme pe Trotuș. Sper ca în acest an să finalizăm aceste investiții și vă informez că mâine la ora 10 va avea loc o vizită de lucru a prefectului județului Bacău pe aceste obiective. Cei care sunteți disponibili și vreți să participați la vizita asta în teren mâine la ora 10. Și ca element de noutate, am încheiat săptămâna trecută, am făcut recepția finală la obiectivul de investiții modernizare strada Lapo și strada Livez, obiectiv finanțat prin PNDL2, 5.200.000 de lei a fost acest proiect, am făcut recepția finală, deși am trecut prin niște sincope vis-a-vis de creșterile de preț
la materiale, am reușit să închidem acest proiect fără să avem costuri suplimentare. Celelalte proiecte sunt în derulare. Ne-am propus ca sfârșitul lunii octombrie să finalizăm investițiile din buget local la clădirea din incinta Dumbravei, Spital Dumbravei, care are destinație de cabinete medicale și veți vedea acolo un spațiu de 5 stele, zicem noi. Lucrăm la partea de proiect și astăzi trebuie să încheiem contractul cu proiectare la Centrul Cultural Nemira, 2 milioane de euro. Am parcurs toate etapele de achiziție publică și astăzi era ultima zi în care se mai putea contesta câștigătorul. Sper să nu avem vreo surpriză neplăcută. Și dacă reușim să încheiem acest contract pentru proiectare, începând de mâine, proiectantul trece la partea de proiect tehnic, iar în prima parte a anului viitor să dăm drumul și la lucrările de execuție. La centru de zi pentru persoane vârstnice suntem undeva 50-60% în implementare. Acolo constructorul ne-a cerut, în baza ordonanței 115, să reactualizăm devizele pentru că nu mai poate suporta cheltuielile cu materialele. Am finalizat proiectarea la cele două diguri. Mai avem încă două diguri pe raza orașului Dămânești, 350 de metri liniari în zona Uz, în spatele cartierului de Rom și 250 de metri liniari pârâul de la Dărmâneasca, a Monte de Pod, DN. Am terminat, spuneam, licitațiile și lansăm, cred că, săptămâna viitoare, procedura pentru execuție. În mare, ne-am atins acele obiective de investiții pe care le-am avut programate în acest an. Închidem trotuarele, încă 2 km, care am lăsat execuția cu 2 luni de zile. Săptămâna viitoare vom face recepția, cred că, finală și la trotuare. Am închis și celălalt proiect de reabilitare a aproape 2 km de rigole pe strada Energiei și accese puteți. În principiu, acele ținte pe care ne-am propus în acest an au fost atinse. Sperăm ca, eu știu, COVID-ul să nu ia amploare. Suntem la 0,65, parcă 61 la acest moment. Facem tot ce ține de noi legat de partea de igienizare a localității. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu înțelepciune multă din partea fiecăruia dintre noi, sperăm să nu fim afectați. Dacă aveți întrebări, vă rog, vă stau la dispoziție. Se scrie cineva? Nu? Dacă nu, mulțumesc. Declară în ședința închisă. Declară în ședința închisă. Mulțumesc.